Ne aflăm, iată, la premiera unui nou film românesc și vreau să-mi spuneți puțin despre film, despre personajul dumneavoastră și cum este, că am înțeles că este un personaj destul de spumos. Nu știu, pentru că nu am văzut. Într-un fel arată un personaj pe script atunci când citești și când zici, da, poate că vreau să-l fac. Și, bineînțeles, într-un alt fel arată la cinematograf după ce l-ai făcut, pentru că tot laboratorul ăsta de la text până la aplauze durează mult și este foarte special. Dacă nu ai un bagaj de viață în spate sau înainte sau în față, nu poți să faci nimic. Ideea este că noi cele trei, și Maia și Aura, am venit cu bagajul nostru de viață personală, care a influențat, bineînțeles, personajul, dar în același timp totul este grefat pe o poveste, zic eu, foarte interesantă. Am filmat foarte greu, filmările s-au întâmplat într-un cantonament la Ploiești, a fost foarte dur, am muncit foarte mult, zi și noapte, dar... Cred, sper, îmi doresc să fie ceva care să meargă la sufletul oamenilor. Ce întrebare ar trebui să-și pună telespectatorul sau spectatorul după ce vede acest film? Nu cred că ar trebui să-și pună o întrebare. Cred că ar trebui să plece cu gândul că viața merită trăită până la capăt, că viața este frumoasă, că întotdeauna există ceva frumos în viață și că trebuie să găsești frumosul și că noi tot timpul vrem specialul, tocmai căutăm specialul și fericirea și poate că fericirea e un lucru pe care tocmai l-am abandonat, am trecut pe lângă el, indiferent. Important este să se gândească nu la mai mulți ani în viață, ci la mai multă viață în ani. Sunt poate oameni care ar da nu știu ce, nu știu cât, să mai poată trăi o clipă din viața asta, pe care uneori o irosim, așa, pentru că e frumos să trăim și să ne bucurăm de viață, da. Acum nu pot să nu vă întreb, ce regret aveți? Aveți vreun regret? Mai poate că... Regret faptul că nu am avut mai mult, că nu am făcut mai mulți copii, că nu am decât doi, că nu am, am o fată și un băiat, am o Marie Speranța și un Ștefan. Nu știu. Nu m-am ocupat cu regretele. Nu m-am ocupat cu regretele până acum, pentru că întotdeauna am privit pozitiv înainte, nu m-am uitat niciodată înapoi, deși știu exact ce n-aș mai face dacă aș lua-o de la capăt. Ce n-aș mai face? Ziceți-ne. N-aș mai face profesia asta. Da, n-aș mai face asta. Sunt atât de multe oportunități de tot felul și tot felul de experiențe și de profesii care ar trebui și că îmi pare rău că nu... Când... Ce altceva ați face? Pentru că ați făcut performanță în acest domeniu, este un domeniu sensibil. Performanță și în alt domeniu. Ba da, dar în ce? Dacă aș avea grijă de niște elefanți, crezi că n-aș face performanță? Sau dacă aș lucra la Crucea Roșie Internațională, n-aș face performanță? Sau dacă aș fi taximetrist, n-aș face performanță? Ba da, sunt absolut convinsă, pentru că știu și observ și am văzut de-a lungul interviurilor pe care le-am urmărit cu dumneavoastră și nu numai, că sunteți un om pasional și de obicei oamenii pasionali care pun dragoste și pasiune în ceea ce fac, orice fac, acum, da. Pentru că le spun și studenților, important nu este ce am făcut eu. Știi că pe vremea mea eu am făcut niște spectacole. Nu interesează. Pe ei îi interesează ce pot să fac acum. Nu am fost o mamă perfectă pentru că datorită profesiei nu am putut să fiu tot timpul cu ei și lângă ei, dar voi fi o bunică excepțională și de-abia aștept să mi se întâmple asta și de-abia aștept să redevin copil alături de ei și să mă joc cu ei și să le spun tot felul de povești și ghidușii, da, așa, și să vadă și copiii ce înseamnă să ai copii așa cum au fost ei.
da, o știm și pe Maria Speranța, pe Ștefan nu știm atât de mult. O întrebare mai am, s-a speculat în presă că n-ați fi avut cum să ajungeți la cununia băiatului, eu nu cred că e adevărat, nu știu exact, spuneți-ne dumneavoastră, e cel mai bine așa să vă întrebăm pentru că sunteți aici. O mare mizerie jurnalistică, o mare mizerie, a fost o informație, o vorbă spusă într-un context care pe urmă a fost preluată fără să fie, să se caute și să fie informată cum trebuie. Fără să se caute la sursă, de fapt, dacă puteau să mă... Așa, eu am spus un lucru, ei au interpretat altfel. Nu, am fost soacră mare. Și am făcut și o poezie în care am spus nu mai sunt artistă floare, am statut de soacră mare și aștept la o adică să ajung și soacră mică. Pentru ca Maria Speranța să-mi ofere posibilitatea să fiu prezentă la nunta. Nu, 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 n-ai cum să lipsești la nunta copiilor tăi. Nu, o mizerie, dar am mers mai departe pentru că nu mai am timp. Nu știu cât mai am de trăit și nu mai am timp să mă mai agăs de toate mizeriile. Privesc că dacă nu privești în sus, n-ai să vezi curcubeul niciodată. Cât de frumos ați încheiat, vă mulțumesc!